Și v-am spus că vom discuta cu jurnalistul Digi24 Florin Negruțiu despre toate aceste planuri și promisiuni avansate, iată, cu puțin timp înainte de alegerile parlamentare. Florin, vedem că toate aceste promisiuni, programe propuse de partide, se învârt în jurul domeniilor cel mai afectate de această pandemie. Sănătate și economie. Cum privești toate aceste cifre avansate de reprezentanții partidelor? Uite, cea mai proastă știre pe care am scris-o vreodată, cred că am scris-o în urmă cu vreo 20 de ani, prin anul 2000, și ea suna așa. PDSR, că atunci era PDSR, nu era PSD, promite că va construi 1000 de kilometri de autostradă. Mi-e și acum rușine de știrea aia. Mă aduc aminte de ea în fiecare campanie electorală, de fiecare dată când PSD sau PNL sau PD sau alții vin să promită lucruri. Nota bene, în momentul ăsta nu avem 1000 de kilometri de autostradă în România. 20 de ani mai târziu, cred că avem vreo 866 de kilometri de autostradă. Dar am auzit și în campania asta politicieni care promit 1000 de kilometri de autostradă. Asta este cifra magică cu care politicienii vin în campanie electorală și sunt mulți dispuși să pună botul, cum am pus eu botul în anul 2000 la această știre. Promisiunile astea electorale sunt, de fapt, hârtie igienică. De multe ori, pentru că realitatea de după, în momentul când vii la guvernare, este mult diferită față de promisiunile din campanie electorală. În realitate, oricine vine la guvernare după 6 decembrie nu are o marjă de acțiune foarte mare. Iar programele, chiar dacă par diferite în momentul acesta, nu pot să conducă decât la același lucru. Sănătate și economie. Iar aici lucrurile sunt foarte clare. Sunt foarte clare și nu poți să inovezi într-un domeniu sau în altul foarte mult. Pentru că planul este cel convenit cu Uniunea Europeană. Există în acest moment un plan de redresare și, e un cuvânt urând, reziliență, îi se spune, da? De 30 de miliarde de euro, o sumă fabuloasă pentru România, în care România s-a angajat la Comisia Europeană, în schimbul acestor bani, să construiască și autostrăzi și spitale. Deci, cuvântul trebuie să fie construcție. Oricine vine, că vine PNL-ul, că vine PSD-ul, tot în zona aia trebuie să se ducă. Să facă Dumnezeului spitalele alea regionale, de care ne vorbesc de 10, 12, 15 ani, și să construiască autostrăzile despre care eu scriam în anul 2000. Nu? Iar planul este cel asumat de Guvernul României, trimis la Bruxelles, pentru care se așteaptă finanțare. Adică vreo 3,5 miliarde de euro pentru autostrăzi, 3 miliarde de euro pentru sectorul feroviar și 1,5 miliarde de euro pentru metro în București și în Cluj. Asta dacă ne referim la infrastructură, iar dacă ne referim la sănătate, construcția spitalelor regionale, dotarea spitalelor județene și întărirea capacității României de răspuns la o nouă criză, la valul 3 al pandemiei. Am mai văzut, apropo de sănătate, am văzut promisiuni în aceste programe propuse de partidele politice. Vorbim pe lângă cele 3 spitale regionale, vedem reorganizarea instituțiilor în sănătate, încurajarea și facilitarea producției de farmaceutice și echipamente medicale în țara noastră. Totodată vedem 800 de centre medicale și 200 de centre de asistență medicală. Vedem foarte mulți bani alocați în această parte a sănătății. Cumva ne așteptam la acest lucru, dată fiind situația și contextul în care au loc aceste alegeri parlamentare. Da, banii vor veni. Trebuie să îi cheltuiești cu cap și să nu bagi mâna în ei. De fapt, asta este condiția pentru care Bruxelles insistă să pună criterii legate de respectarea legii și de statul de drept. Deci banii vor veni, dar să nu uităm, situația este foarte dificilă. Și la nivelul lumii,
care are o scădere uriașă, la nivelul eurozonei, care are o scădere de 8% și la nivelul României. Nu? Avem un deficit de aproape 10%. Asta ce înseamnă? Că după 6, indiferent de cine vine la guvernare, vom avea o restrângere de cheltuieli. Nu vorbește nimeni în campania electorală despre restrângerea de cheltuieli. Dar marele aparat birocratic a României va trebui restrâns. Risipa asta uriașă care se face cu banul public va trebui stopată. Pentru că în timp deficitul ăsta va trebui să revină în parametrii de dinainte de pandemie. Or, ce promit acum politicienii, că scad taxele, că cresc salarii și pensii, nu să se pupe cu realitatea de după alegeri. Și bineînțeles că vom aștepta să vedem exact ce se va întâmpla după data de 6 decembrie, când vom avea, iată, oamenii noi, să le spunem așa. Mulțumesc foarte mult, Florin, pentru prezența în platou, pentru toate aceste explicații și cu siguranță vom mai discuta despre acest subiect și în zilele următoare.